Frigul nu iartă pe nimeni, în special pe oamenii care, loviți de soartă, au drept casă strada. Tocmai de aceea, la nivel național, Serviciul de Ambulanță a implementat un program de patrulare cu rolul de a identifica în timp util persoanele care sunt puse în pericol de hipotermie. La Reghin nu s-au înregistrat probleme în ultimele zile. Totuși, trebuie să fim precauți, mai ales că prin natura felului nostru de a fi, de cele mai multe ori, ne lăsăm conduși de prejudecăți. Nu întotdeauna atunci când întâlnim oameni căzuți în stradă, înseamnă că aceștia au consumat exces inclusiv băuturi alcoolice și chiar dacă ar fi așa, să facem apel la spiritul civic și să reacționăm pozitiv pentru a le sări în ajutor. Primul lucru pe care îl putem face este să sunăm de urgență la 112. Alcoolul ca și orice alte vicii ale oamenilor sunt ale oamenilor și trebuie să tolerate și ajutate mai ales nu neapărat judecate, pentru că nu întotdeauna nu știe nici sau nu știe nimeni în ce situație ajunge și fiecare are nevoie de ajutor, și trebuie să fie primit de la comunitate, chiar dacă alcoolul este oarecum damnabil. Chiar dacă temperatura în termometre a coborât până la minus 20 de grade, în ultimele zile nu s-au înregistrat cazuri de degerături sau hipotermie. Iar ca să ne protejăm de frig, este indicat să ținem cont de câteva reguli de bază. Este important să consumăm lichide calde, să ne îmbrăcăm adecvat și să profităm de toate mijloacele de confort termic, ne sfătuiesc medicii. Recomandările sunt clasice, oamenii sunt, le interpretează într-un mod propriu și mai ales prin prisma faptului că mie nu mi se poate întâmpla Să avem la noi creierul și să îl folosim în condiții cât se poate de propice, adică să evităm Lucrurile care ne fac rău, adică dacă nu avem nevoie neapărat de deplasare lungă, să, să evităm, să alegem orele când temperatura este mai potrivită, să folosim mijloace de transport în comun, pentru că atunci suntem cu alți oameni care ne pot ajuta în caz de ceva, să folosim taxiul, să folosim uh, magazinele, am mai spus asta, magazinele din oraș, dacă avem o deplasare mai lungă. Pot intra oamenii pentru câteva minute într-un magazin, se pot încălzi și apoi să continue mai departe, să evite zonele cu pericol de îngheț, de, de gheață unde ar putea să cadă, să-și ia tratamentul. În perioada imediat următoare sunt anunțate temperaturi ceva mai ridicate. Cu toate acestea, nu trebuie să renunțăm la arsenalul nostru de iarnă. Îmbrăcăminte groasă, ghetem blănite, căciulă, fular și mănuși.